Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Am invitat în studio un om deosebit, un nume intrat în istoria medicinii românești ca prima femeie neurochirurg din România, Sofia Ionescu. Doamnă doctor, numele dumneavoastră se leagă de începuturile neurochirurgiei românești. Sunteți un om care, cale de 47 de ani, a operat creiere și coloane vertebrale. Am văzut că n-ați avut nicio zi de concediu medical. Pare incredibil, dar e adevărat. Așa. Cu excepția celor două mici concedii pentru nașterea celor doi copii. Prenatal n-a fost decât la numai la unul. La fetița mea, sâmbătă am operat și duminică am născut. Da. Deci până la dumneavoastră n-a mai existat în această țară o femeie care să aibă curajul sau pregătirea de a opera un creier. Pe vremea când mi s-a încredințat mie prima operație de neurochirurgie, nici în lume, nici bărbați neurochirurgi nu erau prea mulți, pentru că neurochirurgia era la început. În 1944 a fost prima dumneavoastră operație pe creier. Care mi-a decis viața. Pentru că la un moment dat a fost nevoie să se facă operație de urgență la un copil după un bombardament și nu avea cine să o facă. Doctorul Bagdasar avea o supurație la mână, ceilalți doi secundari care erau doctorul Arsenie și doctorul Ionescu, fiecare aveau câte tot așa un impediment să intre în operație și realmente copilul murea sub ochii noștri. Da. Și atunci Bagdasar, foarte impresionat, a spus, poftim, cine poate să facă această operație? A întrebat internul, care era neurolog, și internul a spus, nu, nici vorbă, s-a scuturat. Și pe urmă m-a întrebat și pe mine și eu am fost de acord, deși în mintea mea m-am gândit, dacă eu o să mă vadă operând, o să-mi tremure mâna, o să se uite curios la mine că era prima operație de neurochirurgie. Făcută de o femeie. Da. Doctorul Bagdasar, la sfârșitul operației, mi-a spus, domnișoară, dumneata ai aptitudini. Te rog să rămâi la noi. Erați în acea vreme domnișoara Ogrezeanu. Cine era tatăl dumneavoastră? Tatăl meu era funcționar la Banca Națională Centrală din București și a avut un mare necaz. Era căsătorit aici în București și a avut o fetiță care la 14 ani a murit. De ce a murit fetița? A venit de la balet încălzită, a băut un pahar cu apă rece și probabil că a făcut ceva pulmonar și... Pe vremea aceea nu existau nici antibiotice, nici sulfamide și fetița s-a pierdut. Tata a fost distrus de această pierdere și a solicitat guvernatorul să-l trimită în marginea țării, oriunde, ca să fie cât mai departe de necazul lui. Și l-a trimis casier la Banca Națională din Fălticeni. A divorțat de soție și în același timp, din Bucovina, deci din Austro-Ungaria pe atunci, venea mama mea. Care, cu câți ani era mai tânără decât tata? Cu 25 de ani mai tânără decât tata. Se refugia cu un grup de refugiați, au trecut prin munți, prin păduri și au ajuns în Fălticeni. Mama era bucovineancă? Bucovineancă. Cum o chema? Maria Șincai. Șincai e nume ardelenesc. Bunicul probabil se trăgea din Ardeal. Și ajungând la Fălticeni, poliția i-a repartizat la... pe refugiați la case. Întâmplător, pe mama a repartizat-o în casa unde locuia tata. Și treptat s-au împrietenit și tata s-a căsătorit cu mama și am apărut noi, două fete. Am deschis ochii într-o casă cu o viață armonioasă, fericită. Nu m-am gândit atunci niciodată că această viață nu o să fie mereu. Era paradisul copilăriei care aveați impresia că e infinit. Așa era. Așa era. Care e la ora asta cea mai pregnantă amintire legată de tata? Cea mai duioasă amintire despre tata este despărțirea de el. Și această despărțire s-a produs când noi trebuia să plecăm eram invitați la bunica din Bucovina și trebuia să plecăm la gară cu un tren foarte matinal. Și tatăl s-a frământat ce să facă el, cum să ne trezească la o oră atât de matinală. A intrat tiptil în camera noastră cu patefonul lui, a pus la patefon
romanță pentru ochii tăi cei dulci. Nu știa bietul tata ce avea să vă aștepte cale de o viață, pentru că avem invitat în emisiune o femeie care cale de o viață s-a trezit la 4 dimineața. Da. Nu e îngrozitor, trebuia doamnă la ora doctor. 4 să mă trezesc, da, să am timp să mă îmbrac, să mai vizitez bolnavi înainte de a apărea vizita cu profesorul Bagdasar. Și ani de zile după ce am ieșit la pensie, sunt la pensie de 10 ani, mă trezeam automat la ora 5. Dumneavoastră sunteți la pensie, cum spuneați, de 10 ani, dar atâția din bolnavii operați de dumneavoastră, ca să nu spun salvați de dumneavoastră, există. Da. Dar să ne întoarcem la Fălticeni. Deci tata v-a pus la patefon romanța pentru ochii tăi cei dulci. Da. Și între timp a venit trăsura, că pe vremea aia nu erau mașini, să ne ducă la gară. Și tata a ieșit și în fața casei noastre era o mică grădiniță. Și a ieșit cu un farfec și a tăiat trandafir roz și câte un crin și ne-a făcut la fiecare câte un buchet. Și nu știam noi că era pentru ultima dată când îl vedeam pe tata. Pentru că peste 2 săptămâni am primit la bunica fiind, am primit o telegramă că tata a murit. Eu aveam 13 ani și sora mea 9. Multă vreme când auzeam romanța pentru ochii tăi cei dulci, fără să vreau oriunde eram, lăcrămam. Până atunci era o casă fericită, nu lipsea nimica. După aceea au început să vină greutățile și toate în sarcina mamei. Eram foarte studioasă, ambițioasă, perseverentă. La un moment dat nu mi-a convenit ceva la școală și am cerut mamei mele să mă trimită la cea mai bună școală din țară și m-a trimis la Școala Centrală de Fete București. Și în ce an ați terminat liceul? În 1939. Și în momentul când am terminat liceul, chiar școala ne-a solicitat să lăsăm acolo toată lenjeria moale și patul și tot ce aveam noi, fiecare cazestre, pentru că urma să se facă spital pentru răniții de război. Și cum v-a venit ideea să faceți medicină? Datorită anturajului meu. Eu eram colegă și prietenă cu fiica unui doctor din Fălticeni, chiar era colega mea de bancă și prietenă foarte bună și toată ziua, bună ziua, eram în anturajul lor. Plus că în momentul când tatăl meu a murit, doctorul, care era un om foarte cum să cade și avea 3 copii... Cum îl chema? Dimitriu, Vasile Dimitriu. Și era generalist? Era internist, da. Și când plecam în vacanță vara, mă lua și pe mine cu ei. Copiii țineau foarte mult la mine și eu la ei și el probabil s-a gândit că e bine să mă plimbe și pe mine prin țară. Din admirație pentru tatăl prietenei ați hotărât să faceți medicină? Din admirație pentru tatăl prietenei, pentru că era și un om cum să cade și foarte iubit de bolnavi. Exact cum o să fiți și dumneavoastră mai târziu, cum se cade și iubită de bolnavi. Așa doream și eu știu, cred că am reușit. Dar eu aveam o comisie de tutelă după ce a murit tata și comisia de tutelă s-a opus ca eu să merg la medicină. A spus, nu vezi că este slabă, o să facă tuberculoză, este foarte grea facultatea pentru ea. Și mama era în comisia de tutelă, dar așa era obiceiul atunci. Nu știu câte persoane erau în comisia de tutelă. Din cine? Cam din cine era formată? Un frate al mamei, era un avocat de vis-a-vis de noi, care locuia vis-a-vis de noi în Fălticeni. Mai multă lume, nu mai țin minte. Interesant. Erau vreo 7 persoane. Așa era comisia. Și comisia de tutelă s-a întrunit și a discutat cazul Sofiei. Da. Și eu... Și mama a avut câștig de cauză. Mama a avut câștig de cauză, eu am fost necăjită și am spus, mama, eu neapărat vreau să fac medicină. Și am venit la București ca să pot să învăț cu 2 săptămâni înainte de examen. Nici la București nu erau condiții de învățat. Ședeam la o rudă unde era un dute-vino și toate rudele veneau să o vadă pe mama și atunci am făcut. M-am suit în podul casei și acolo era o fereastră de luminator, mi-am pus un scaunel în dreptul ferestrei și am învățat acolo. Ei, asta se petrecea ziua. Noaptea n-aveam ce să fac, noaptea am găsit altă soluție. La una din camere era un felinar,
trecea seara lampagiu și aprindea felinarul și după ce lumea se culca, eu mă duceam cu cartea și citeam la felinar. În sfârșit, au trecut cele două săptămâni, am intrat la medicină. Și am văzut, studiindu-vă cartea scrisă despre dumneavoastră de Rodica Simionescu, în colaborare cu dumneavoastră, am văzut că l-ați avut asistent pe George Palade, celebrul, viitorul laureat al premiului Nobel. Cum vi-l amintiți pe Palade? Ca un om foarte serios. De atunci? Și foarte, da. Era foarte tânăr. Și foarte tânăr, era și frumos și toată foarte bine documentat. Și vi-l amintiți că era frumos? Sau că... Eu mi-amintesc că era frumos sau mi se părea mie frumos. Pe... Așa. Știu în orice caz că toate fetele din jurul meu, toate erau cu ochii pe Gigi Palade. Ce viață la medicină, în plin război, doamnă doctor. În plin război. Deci, un an am făcut cu el anatomie pe cadavru. Dar apropo de anatomie pe cadavru, cum ați primit sala de disecție, duritățile vieții de medicinist? S-a dat un examen și în funcție de nota de la examen, erai repartizată la masa de disecție. Și având o notă mare, am fost repartizată la masa întâia. Unde era? Unde era un cadavru George proaspăt. Palade. Da, și era George Palade. Și atunci m-a impresionat disecția pe mine și n-am mai vrut a doua zi să intru în sală la disecție. Și au venit colegii și m-au certat. Zice, e posibil, domnule, să iei locul cuiva și să acum să nu vrei să intri în sala de disecție? Și vrând nevrând a trebuit să intru. Și pe urmă așa de bine m-am acomodat cu această sală că aveam de făcut unele lucrări și ajunsesem că veneam la facultate cu un covrig de la mare cu susan, dar ziceam așa, mușc din el, dar țin minte unde a fost mâna să nu pun mâna de la cadavru pe covrig. Și până la sfârșit mă trezeam că am mâncat covrigul întreg. Studenția dumneavoastră la medicină a avut loc în plin război. Ce însemna un spital în vreme de război, vă mai amintiți? În 1942, în vacanța de vară, venind la Fălticeni, am găsit orașul Fălticeni cu 4 spitale. 2 erau obișnuite, spitalul județean și spitalul izraelit. Dar 2 erau improvizate, unul în liceu de fete unde învățasem eu și unul în școala primară unde învățasem. În oraș erau 400 de răniți, între care și răniți de-ai noștri și prizonieri ruși răniți. Și erau într-o situație că pe vremea aceea să nemții împușcau cu gloanțe dum-dum. Gloanțele acestea dum-dum sunt gloanțe care fac explozie în țesuturi. Și bieții oameni, mare parte dintre ei, ajungeau la amputații, pentru că era distrus complet osul la un picior sau la un braț. Și m-am dus la medicul șef al spitalului și mi-am oferit serviciile. Era o secundară lui, era o doctoriță, Vera Vârnamnica, care mai trăiește și acum. Și ea și cu mine îngrijeam acești răniți de dimineață și până noaptea târziu. Toată vacanța așa s-a petrecut. O vacanță de front. De front, da. Erau între și situații mai deosebite. De exemplu, era între răniți un eschimos. Ce căuta eschimosul la Fălticeni? Cu prizonierii ruși. Dar a ținut să se fotografieze cu noi. Și exact în ziua... După ce l-a spus pe picioare, sper că nu l-ați amputat. Ba, l-am amputat, săracul. Că exact în ziua când a vrut să se fotografieze, a trebuit să-i fie amputat piciorul și cine a dat cloroform, a pus masca de cloroform și n-a uns probabil obrajul și după ce s-a scos masca, el avea ca un fluture, un fel de arsură pe obraz. S-a uitat, el a venit să plângă, nu de picior, a plâns din cauza că fața lui e urâtă și nu o să poată fotografia cu noi. Și totuși ne-am fotografiat cu el ca să-i facem așa o plăcere unui biet rănit și prizonier. Și dumneavoastră, un om sensibil, cum ați reușit să vă depășiți mila în clipa în care puneați mâna pe bisturiu și trebuia să tăiați? Când făceam abstracție de cei în jur și aveam să așeza pe mine un duș de liniște și mă concentram să rezolv ce aveam în fața mea. Plaga de acolo sau tot ce trebuia.
Și asta mi-a prins foarte bine în viață și în neurochirurgie, unde erau la un moment dat niște operații dramatice, când toată lumea era agitată, inclusiv operatorul prim, și eu eram cu liniștea și făceam... Bănuiesc că problemele nu v-au ocolit. Și în zilele în care aveați motive ca să fiți furioasă, da. Cum reușați când intrați în sala de operație să uitați tot? Se întâmpla câteodată, cât ne spălam pe mâini, fredonam o melodie. Depinde ce caz aveam în sala de operație. Așa, dacă aveam un caz mai greu și o comă sau ceva, nu mai făceam așa. Dar dacă era un caz mai ușor, până se făcea anestezia și noi ne spălam pe mâini, fredonam o melodie. Și intram, dumneavoastră. Și intram, eu și cu colaboratorii puneam și pe ei, eu așa. Da. Și intram totdeauna bine dispusă în sală. Chiar dacă erați furioasă când intrați în spital? Chiar dacă eram furioasă, că am zis, bolnavi, ce sunt vinovați că am eu probleme? Și tocmai zicea cineva, domnule, asta este ipocrizie, dumneata să fii supărată și să totuși în fața bolnavilor să zâmbești. Și zic, ei trebuie să, pe ei trebuie să-i încurajez și să mă vadă că eu sunt bucuroasă, să aibă încredere că vin la operație și să reușesc eu să le imprim starea mea de spirit. Mi s-a întâmplat și mie să fiu nervoasă și să intru în cameră de unde plecasem dimineața la ora 4 și mi-am lăsat niște papuci mai lângă ușă și m-am împiedicat de un papuc și am scos și eu o înjurătură care cam se frecventa pe acolo. Singurul care nu vorbea urât era doctorul Vagdasar. Când se enerva, bătea puțin din picior și zicea, măi, măi.